ziua, bine v-am găsit și bine ați venit la standul de lucruri. Cum am uitat să vă această prezentare efectiv specială, care, și nu mă stau cuvintele, are un caracter istoric pentru că este vorba de istorie. Și nu este vorba despre orice istorie, este vorba despre istoria noastră, este vorba despre istoria internațională, este vorba despre istoria unei utopii ucigașe și este vorba despre o istorie scrisă de un mare cercetător, istoric, jurnalist francez. Vreau să spun că această carte mi se pare, de fapt mi se pare, sunt sigur, este esențială și pentru noi și pentru occidental, pentru că, așa cum spune domnul Feridotu, mai persistă un zid al memoriei între cele două părți ale Europei. Pentru că domnul Gabriel Liceam este deja gata ca să ne prezinte începutul acestei aventuri extraordinare de dezgropare câteodată a adevărului.